Gata și cu extracția latei. Ia se va arăt că am umplut butoașele. S-a ridicat puțină ceară deasupra. Ăsta și ăsta. Ia uite, ăsta l-am pus mai plin că a atins capacul. 300 cu 300. Uite, până sus aici e 300. Asta e mirată tei. Bineînțeles că a mai rămas în stup, dar... Așa cum am spus, vreau să o amestec cu floarea soarelui ca să dea un gust mai bun. Și acum de cât facem așa? Deci a trecut 2 zile de când am pus-o în butoi. Și dăm drumul aici prin filtru. Cam în felul ăsta. Și apoi cu dozatorul la borcan. Cineva vrea să vadă cum rânjesc mierea. Aici e lipsă un borcan. Cam așa o stipuiesc. Poliflora. Cam așa. Mai am și de rapiță. Mierea de rapiță, asta o mai am. Cu 100 pe rând. Doar 300 de borcani. În total a fost 900, dar am vândut-o. Și aici am mierea de tei. Foarte bună a ieșit. Deci o miere de tei. Super. Asta e. Da. Umiditatea 17. În carte scrie că poate să fie de la 16 la 18. La mine a ieșit de 17 și e foarte bună. Bun, cam atât. Ia să vă arăt cum mă pregătesc eu. Deci în maxim 2 săptămâni aduc stupii acasă. Să zicem în jur de 20 iulie. Poate cel târziu 25. Eu o să arăt că le las miere. În fiecare stup va rămâne aproximativ 7-10 kg, să zicem, între 7 și 10 kg de miere, dar nu o să fie suficientă, pentru că noi știm, albina va consuma de momentul de față până când o să mai avem noi culest, mai în aprilie. Câte luni sunt? 8 luni. 8 luni de zile ele va consuma din stup și atunci va fi nevoie să mai fac și o mică completare. Posibil să iernesc cu 60 de familii, nu sunt sigur, asta rămâne de văzut în toamnă, dar eu mă pregătesc pentru 60. Deja eu mi-am dat comanda de sirop, am văzut că și mari apicultorii care dețin stupine mari folosesc apitotal. Chiar la Petru Secara am văzut că folosește acest sirop și sincer m-am uitat și eu după internet, am văzut că... N-are rost. Să le dau sirop de 2 lei e simplu. Cel mai ieftin sirop e 2 lei sau chiar 1,80 lei. Apă chioară. Nu. Îi dau ceva bun cu vitamine. Eu m-am orientat la apitotal. Am făcut aici calculul. Deci normal vine la pus la 10 kg, 10, bidon de 10 litri și are 13 kg. Iar pe kilogram vine 4,2 lei. Da? Deci, repet, eu o să le las miere în stup, dar asta va fi pentru stimulare și completare. Apoi, la fel, turtele proteice. Știți că am încercat și mai multe turte, nu le mai dau nume. De data asta vreau să încerc care spune că ar fi cea mai bună turtă care este în momentul de față pentru albine făcută. Super Protein Patty. Logic, cel mai bun e să ai păstură în stup, dar dacă nu ai... Că la mine în zonă nu prea e sursă de polen, ar trebui să-i duc la, nu știu, la Dunăre sau știu unde stupii. Nu îmi permit să fac chestia asta și atunci ar trebui să le dau eu miere cu polen. Am miere cu polen oprită să le dau la iarnă. Dar eu nu îmi permit să le dau acum câte 2 kg poate la fiecare, că nu am. Da? Și atunci aleg cea mai bună turtă pe piață care există, Super Protein Patty. 81 de lei este cutia. V-am arătat eu într-o filmare trecută
care are 5,4 kg o cutie. Pe kilogram vine 15 lei. Eu o să le dau două turte, care înseamnă 450 de grame ori o turtă. Două turte ar veni 900 de grame pe stup. Tratamentele care le-am luat deja. Am dat 1600 de lei pe ele. Protofil, Varostov, Varaches și Mavrirol. Așa, ce am mai zis eu aici? Deci la 60 de familii am zis să dau pe familie un 10 kg de sirop, da? Și 900 de grame turtă Super Protein Patty. Adică două bucăți de 450 de grame. Adică la 60 de familii mi-ar trebui 600 de kg de sirop, 120 de turte de 450 de grame. Mai departe. 600 de kg de sirop. Pe kilogram am spus că vine 4,2 lei. Costă 2520 de lei. Turtele. 120 de turte, deci câte două de fiecare stup. Costă 810 lei. Tratamentele. 1600 de lei. În total, 4930 de lei, care ar însemna 1000 de euro. Da? Bun, și am zis aici miere rămasă în cuib, aproximativ 7-8 kg, 10, depinde de fiecare familie. Asta o să arăt eu, o să fac filmare în momentul când scot mierea de floarea soarelui și mierea care le las lor. Cam în felul ăsta mă pregătesc eu. Eu deja mi-am dat comandă de ce vedeți aici, urmează să-mi sosească. Că n-avea rost să mă duc eu să iau cantitatea asta cu turismul, că o căram de două ori, poate. Așa mi le aduce acasă. Cam atât. Iar pentru clienții mei care cumpără miere de la mine, să aibă toată încrederea că această miere este curată, deci nu are nicio treabă cu acest sirop care eu îl voi da ca hrană pentru la iarnă. Deci pur și simplu eu am scos mierea și urmează să o scos și pe cea de floarea soarelui și apoi vine completare cu sirop, iar siropul respectiv ele îl vor consuma perioada de iarnă. Da? Deci să nu se înțeleagă greșit că dacă dăm un sirop acum, ajunge în miere. Deci îl dăm după ce scoatem mierea. Deci cum vedeți aici, de exemplu, aceasta e mierea de tei, aici am mierea de rapiță. Deci mierea este curată 100%. Deci eu am curaj ca această miere să meargă cu ea la cel mai tare laborator din lumea asta. Nu știu unde o fi. În Germania, în America, să ducă unde vrea această miere, că este 100% naturală. Bun, cam asta am vrut să spun. Deci uite că v-am arătat cum mă pregătesc. Am spus și ca și cheltuială cât costă. Deci uite, 1000 de euro pentru 60 de familii. Bineînțeles că sunt și alte cheltuieli. Astea sunt cheltuielile care le am acum. Luna asta cu stimularea și cu turtele astea proteice. Tratamente, ce mai e acolo. Dar cheltuielile, logică, sunt mult mai mari. Cu transport, cu... până în primăvară mai avem de cheltuit cu ei. Da. Deci mă pregătesc pentru anul 2022. Cam atât, sănătate și numai bine. Gata, leg filmarea de cea de rândul trecut. Deci acesta e siropul. El are și o cărticică aici. Uite, am descoperit că dacă se dezlipește de aici, are o cărticică în care scrie mai multe limbi. Și încerc eu să citesc aici, cu toate că scrie foarte mărunt și de-abia văd. Ia să vedem, cred că mai bine țin telefonul așa și citiți voi. Deci, API Total. Este un sirop cu o componență ideală pentru dezvoltarea coloniei de albine. Acest produs se poate folosi cu succes pentru dezvoltarea familiilor de albine înainte de începerea marilor culesuri, crescând populația și puterea familiilor de albine. Iar toamna, pentru formarea corpului gras. Asta mă interesează pe mine. Și asigurarea rezervelor de hrană. Conține un raport echilibrat între cele trei zaharuri importante pentru albine, asemănător nectarului, fructoză, glucoză, zaharuri invertite și sucroză. Beneficiile. Toate ingredientele sunt certificate sanitar veterinar. Băi, cum să țin telefonul să vedeți și voi dacă mă corectați aici, poate. Mai bine nu pot să-l țin. Așa.
Deci toate ingredientele sunt certificate sanitar veterinar, adică nu-i făcut după ureche așa siropul. Da? Bun. Nu conține pesticide sau neonicotinoide. pH-ul scăzut previne apariția anosemozei. Nu cristalizează în stup. Crește populația coloniei de albine. Conținut echilibrat de vitamine, minerale, aminoacizi asemănător cu mierea. Dezvoltă și întărește puterea familiilor de albine. Așa, unde a rămas? Ingrediente. Fructoză 38%, glucoză 32%, sucroză 7%, apă 21%. Excipienți 2%, vitamine B1, B2, B6, B12, vitamina C. Ce mai avem aici? Calciu, minerale, magneziu, P, C, potasiu, Na. Ce e Na? Ajutați-mă că nu știu. C, calciu, clor, fier. Nu prea știu eu chimie. Mă, Na, ce înseamnă? Nu știu. Așa. Mod de utilizare. Se diluează produsul cu 20-25% apă distilată sau ceruri de plante. Se aplică în hrănitor sau prin metode specifice de stropire a ramelor. 250-300 de grame odată la 2-3 zile în funcție de puterea familiilor. Bun. Complectarea. Cum să face complectarea? Se aplică produsul ca atare, deci nediluat, în hrănitor, câte 300-500 de grame odată la 2-3 zile, în funcție de puterea familiilor de albine. Contraindicații. A nu se amesteca cu miere în vederea adulterării acesteia. A nu se administra în timpul marilor culesuri. Păi normal că noi le dăm ca să hrănim pe timp de iarnă. Să fie hrană pe timp de iarnă. Bun, ăsta e siropul. Și aici avem turta. Super protein patty. Ia uitați-o. Deci, unde zicem câte kilograme are? Uite aici. 5,4 kg, 12 bucăți, ori 450 grame bucată. Deci eu mi-am luat pentru să dau câte două bucăți, două turte la stup, adică 900 de grame. Ia să vedem ce zice aici. Super protein patty, proteină de înaltă calitate, nutrienți echilibrați, imunitate crescută, ambalaj biodegradabil, ingrediente naturale. Ce ingrediente? Deci avem așa. Da, mă, cum să țină telefonul, bă, să vadă, bă, uite așa, a? E bine? Eu citesc mai bine în telefon, că se vede mai mare ca în original acolo. Sirop de fructoză, dacă îmi tremură mână. Sirop de fructoză pură, 25%, dextroză, 18%. Sucroză din sfeclă 33%, apipolen substitut 24,5%, proteină vegetală din drojdii și soia, uleiuri cu conținut ulei ridicat de grăsime, uleiuri lemongras, mentă, cimbrișor, busuioc, mușețel, gălbenele, lavandă, scorțișoare, cuișoare, salvie, aloe, roiniță, sunătoare, foi de dafin, anghinare. Păi când pun eu toate astea acasă, mă? Pot eu să fac turta asta acasă? Cu hai să fim serioși. Pe urmă, vitamine. A, D, E, D3, B2, B3, B12, K, C, ce este? Acid citric, lactic, complex de vitamine minerale, magneziu, nu știu, S, C, cupru, fier, zinc, Na, iar Na ăla, dar nu știu ce e. Poate fi folosit pentru formarea corpului gras, asta mă interesează, pentru asigurarea dezvoltării coloniei care au pierdut albinele culegătoare în perioada de recoltare. Produsul este destinat creșterii puietului pentru două turte super protein patty pe spetezele superioare ale ramelor, a se folosi la 2 săptămâni sau de câte ori este nevoie. Nu este nevoie a se depărta hârtia. Da, e logic, o roade ele acolo. Condiție de depozitare la temperatură sub 30 de grade sau la frigider, data expirării 24 ore. Ia să vedem aici ce zice. Surpriză. Ah, deci el e băgat aici într-o pungă. Și apoi are, uite, turta și o hârtie subțirică așa, care ele o roade. Deci nu e nevoie să se ia această hârtie. Da? Cam asta e tot.
Da. Sunt aici 12 bucăți. Bun, cam așa m-am pregătit eu pentru anul 2022. Urmează să fac o filmare la... Uite, expiră în... 2023. O să fac o filmare când aduc stupii acasă și o să arăt exact ce miere le las în cuib. Arăt că o să dau caturile jos și o să încep hrănirea. Adică această hrană să ajungă doar pentru să ajungă în cuibul lor și să o consume în perioada de iarnă. Deci nu are nicio treabă cu catul de miere sau cu aceste borcane care le vedeți aici cu miere. Nu are nicio treabă cu ele. Mierea deja este pusă în borcane, iar noi când hrănim, asta va fi hrana lor pentru iarnă. Cam atât. Gata, cam asta e hrana la albine. Și turtele le am aici. Factura. Expiră în... Asta în 2023. Bun, deci... Peste vreo două săptămâni aduc stupii acasă, scoatem mierea. Bineînțeles că nu toată, repet. O să le mai las în jur de 7, între 7 și 10 kg și apoi turtă proteică ca să crească puiet și să își facă corpul gras și ceva sirop de completare. Cam atât. Dacă deja m-a întrebat cineva că de unde să cumpere asta, păi eu ce să zic, uitați aici firma Dulcofruct, da? O găsiți pe internet, în fiecare județ, cred că există magazine care vinde produsele lor. La noi, la Ploiești, găsiți la Ovisan. Acum fiecare, eu nu vreau să recomand eu de unde să luați. Luați de la ce magazin vreți. Prețul, nu știu dacă o să difere de la un magazin la altul, dar eu v-am spus prețul care e la mine, în zonă.